Puțin peste 33% dintre hunedorenii cu drept la vot, mai exact 33,04%, s-au prezentat duminică la urne la alegerile parlamentare. Ca la mai toate alegerile desfășurate din 1990 încoace, majoritatea covârșitoare a celor care s-au prezentat la vot au fost persoane trecute de prima tinerețe, toți sperând într-o viață mai bună. Să fie pace și liniște în țară, să nu mai fie atâta dezbinare și ură și să ne facă și nouă la pensionari ceva mai, viața mai bună și la toată lumea, nu numai la pensionari. Na, vedeți cum e viața, că viața e grea. Cu cei mai buni. Acum dumneavoastră să alegeți care sunt cei mai buni. Bine, dar ce v-ați dorit de la noua administrație? Să fie oameni corecți și să țină cu poporul, nu cu hoții. Cu ce gând ați votat astăzi? Pentru mai bine. Vrem și o schimbare și în rest, ce să spun, sănătate, să scăpăm de pandemia asta. La urne s-au prezentat și personalități din județ care au spus că își doresc și ei ca Hunedoara să se dezvolte. Sunt alegeri extrem de importante, nu doar pentru Deveni, pentru Hunedoreni, ci pentru toți românii. Este vorba de viitorul acestei țări, de viitorul județului și de viitorul municipiului Deva în următorii 4 ani de zile. Am votat cu gândul la Hunedoreni, am votat cu gândul la România. Urmează 4 ani extrem de importanți. Acești 4 ani sunt vitali, așa cum am spus, în aceste 2 luni pentru dezvoltarea României. La nivelul județului Hunedoara, ca și la cel național de altfel, la scrutinul parlamentar din 6 decembrie s-a înregistrat cea mai scăzută rată de participare la alegerile postdecembriste. În total, în fața urnelor s-au prezentat doar 31,84% dintre românii cu drept de vot.